2 ore și vreo 20 de minute. Cred că atât a durat să primesc comanda de astăzi. De obicei eu nu sunt hater sau ceva de genul ăsta, chiar sunt un tip bun și am o părere bună despre mine, dar restaurantul ăsta cu siguranță nu o să primească o recenzie bună. Hai să vedem cum e mâncarea pentru că a ajuns, dar repet, am așteptat 2 ore și 20 de minute, cred. Pe lângă asta, cu vreo 15 minute mai devreme, am primit un mesaj prin care mi-arăta că această comandă a fost expediată deja, deși ea nu ajunsese. Hai să vă zic exact despre ce restaurant este vorba. Am comandat de la El Cocinero Pasta and More. Ăsta e restaurantul. Comanda a fost pusă la ora 15:38, iar acum este ora 17:58. Și de-abia acum a ajuns mâncarea. Păi, mi-a trecut și foamea, vă zic sincer, nu mai am niciun chef să filmez, dar pentru că a ajuns, hai să filmăm totuși. Poate mâncarea e bună, nu știu. Ce nu v-am mai zis, teoretic mi-am luat doar două lucruri care ar fi trebuit să fie gata într-un timp extrem de scurt. E vorba despre bacon fries și un crispy bucket, adică mâncare care ar fi trebuit să fie gata în maxim 10-15 minute, zic și eu. Pare că aici avem băutura. Am primit două doze de cola. Și pe lângă asta avem și sosuri. Lucru bun. Presupun că aici sunt cartofi prăjiți cu bacon. Sau poate aici. Păi fraților, eu credeam sincer că am comandat crispy bucket for two. Aparent nu-i vorba de bucket. Hai să începem cu cartofii. Chiar mi-a sărit tot cheful de mâncat, ceea ce nu se întâmplă des, dar de data asta s-a întâmplat. Sincer, mă așteptam și chiar mă întrebam, băi frate, când o să apară și ceva care să nu meargă cum trebuie în clipurile mele. Ei bine, astăzi a apărut și da, hai să vedem ce avem aici. Sunt foarte curios să văd de ce a durat, deci asta e ceea ce mă interesează cel mai mult. De ce le-a luat 2 ore și 20 de minute să primesc mâncarea asta? Nu știu. Băi, așa arată, vă las pe voi să vă dați cu părerea. Vreau să gust, ca și miros, miroase interesant. Nu pot să mă plâng în direcția asta. Văd și ceva bacon pe deasupra. Pare puțin cam ars, dar... Mai o gură. Păi cam așa arată ei. Ce pot să vă zic? Nu sunt atât de gustoși pe cât mă așteptam. Ba chiar îi văd un pic prea apoși, aș putea să zic, ceea ce nu-mi place deloc. Ei bine, mâncarea m-a costat undeva la 80 de lei și testând primul fel de mâncare pot să zic că sunt cel puțin dezamăgit, dar hai să dăm înainte. Poate acele stripsuri sau whatever, ce-or mai fi ele, sunt mai bune, foarte iurea. Chiar aveam o stare de spirit bună astăzi și mi-am dorit să mănânc ceva la fel de bun. Din păcate însă am fost neinspirat. Ce nu v-am menționat, ăsta e unul dintre restaurantele cu mai puține stele pe Taz. Acum înțeleg de ce. Un alt lucru, ei nu prea au poze cu mâncarea lor, ceea ce nu e ok. Și acum, păi fraților, dacă vreți ca oamenii să comande de la voi, trebuie în primul rând să puneți poze cu mâncarea voastră, pentru că ăla e primul contact pe care oamenii l-au cu restaurantul vostru și doar așa puteți să vă faceți cunoscut. Dacă voi nu aveți poze cu mâncarea, de unde frate să știu eu că e bună sau nu, dacă nu o văd măcar să arate bine sau nu. Înțelegeți? Hai să-i dăm cu un pic de cola, după care trecem la acele crispy-uri sau crispy bucket. Unde naiba e bucket-ul? Că asta mă enervează. Ăsta practic ar trebui să fie crispy bucket-ul. Mi-au pus o grămadă de cartofi prăjiți, însă din păcate nu m-au nimerit absolut deloc cu ei. Nu sunt ce trebuie, sunt moi, foarte apătoși așa. Lucru care nu-mi place deloc. Pe lângă asta le lipsesc condimentele. Au foarte mult ulei pe deasupra. Simte uleiul. Da, nu mă impresionează deloc. Hai să încercăm și crispy-uri. Sunt 10 la număr. Asta e ok. Dar hai să-l vedem. Băi, parcă e un picuț mai bun decât cartofii prăjiți. Dar sincer nu sunt făcuți cum trebuie, nu sunt crocanți și ăștia au foarte mult ulei pe deasupra. Adică se simte așa îmbibat. Nici măcar nu au un gust, sunt foarte fazi. Băi fraților, vă zic sincer, cea mai bună mâncare de aici e cola. Asta a fost țeapa mea de 80 de lei, da? Restaurantul deja vi l-am zis. Ce pot să vă zic, sunt cel puțin dezamăgit. Vă las pe voi să vă dați cu părerea.
Credeți că arată măcar bine? Dacă ați încercat restaurantul și ați avut o experiență mai plăcută, chiar vă rog să îmi lăsați în comentarii experiența voastră. Poate doar i-am nimerit eu într-o zi proastă, nu știu.